În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cea despre protestul împotriva construirii fabricii de clei. Pe locul 2, ca număr de vizualizări, se află informația referitoare la acțiunea organizată de Poliția Municipiului Reghin pentru combaterea absenteismului școlar. Reportajul despre activitatea artistului fotograf Lucian Mărginean a ocupat locul 3. Aceleași știri au fost cele mai accesate și în ultimele 7 zile pe site-ul jurnalderegin.ro. Peste 600 de utilizatori de Facebook au citit pe pagina Dar TV Reghin postarea privitoare la protestul împotriva construirii fabricii de clei. 450 de utilizatori au accesat reportajul despre activitatea artistului fotograf Lucian Mărginean. Interviurile cu femeile de afaceri Violeta Oltean și Alina Leorda, realizate în cadrul campaniei jurnalului de Reghin Succes la Feminin, au adunat peste 600 de vizualizări. Puteți vedea și dumneavoastră știrile noastre accesând site-ul www.jurnalului.ro sau pagina de Facebook Daregin TV, cele mai populare site-uri de știri din Reghin.